bate ceva ușor vântul așa, nu prea tare, nici prea încet. În binecuvântata zi de duminică 2 iulie 2023, e ceva lume, nici prea mult, nici prea puțin. Am venit să mai facem o băiță fără șampon, dar cu săpun de casă. Am spart deja gheața. Că vă ziceam, lume e, vântul bate, soarele așa și așa. Salva, am arunc pluieră pe careva. Bate sudul, se răcește apa. Față de alaltări sau când am făcut o baie. S-a mai recit puțin. Dacă o ține tot așa, ușor, ușor se face congel. De data asta n-am uitat să-mi iau labele astea antice. Am ratat un văl, ușor, ușor. Sper să n-aibă dreptate aia de la știri că de săptămâna viitoare, azi fiind duminică, o dă cu ploi cu una alta. Azi e și soare și nor la eforie. Da, da, și ușor vânt. Și ușor apa mai rece. Ce să faci, nu e august. Aș vrea să prind un vălișor așa, un pui de pinguin, să fac, dar nu prea ai de unde. Prețurile la șezlong sunt 40 de lei, aici la debarcader. Porumbul fiert s-a făcut 10 lei, pentru care n-a plecat între timp. În general, toate sunt mai scumpe. Aglomerat orașul, nu știu cât să zic, 30-40% din cât e normal. Seara oricum, paleta e plină, pe panselelor e plin. La pizzerie, la corner, de exemplu, seara e full. Am nimerit și noi pe acolo seara. Greu găsești o masă uneori. Un concediu merge ca la eforie. Cântă muzica pe la terase, tâmbălău mare, nu te înțelegi uneori. Dacă stai între două terase, auzi muzica și dintr-o parte și din alta. Distracție mare. Thank you.
de vedere al nordului. Nimic spectaculos, valuri nu sunt. O baie se călătorești, poți să faci în mare. Mică, deja sunt aproape de mal. Încă n-am ieșit la niciun răsărit până acum. Deci m-am trezit destul de devreme. Am fost merg cu labele înapoi. Nu vine, nu vine nici unul când vin din toate grămadă. Până una alta, cam asta e situația la zi. Nimic spectaculos. V-a făcut update-ul. Până data viitoare, multă la revedere.